Salut și bine ai revenit pe canalul F64, eu sunt Gabriel, sunt vlogger, sunt content creator și astăzi o să vă prezint noul obiectiv de la Tamron 70-210. O să-i fac o scurtă prezentare, după care o să vă spun care sunt din punctul meu de vedere cele mai importante 3 aspecte pe care trebuie să le cunoașteți despre acest nou obiectiv. Tamron 70-210. Când l-am scos din cutie, am rămas surprins pentru că am realizat că este mai mic decât mă așteptam. Este un obiectiv mare, dar pentru un 210 mm este un obiectiv cu dimensiuni reduse. Și greutatea lui este redusă, pentru un 70-210 are 859 de grame și atunci când îl țin pe aparat și țin doar de body, nu simt că o să-mi rupă montura de la aparat. Este destul de ușor pentru gama lui de obiective. Dimensiunea filtrului este de 67 mm, întreaga dimensiune obiectivului este de 175 mm, Îl găsim bineînțeles cu montură pentru Canon și pentru Nikon, zoomul este intern, iar distanța minimă de focalizare este de 0,95 de metri. Partea optică îmi place foarte mult, imaginea este excelentă pe toată plaja de zoom, există mici aberații cromatice, dar nimic ce nu poate fi eliminat cu ușurință în Photoshop. Și acum cele mai importante 3 aspecte despre acest obiectiv din punctul meu de vedere pe care ar trebui să le cunoașteți. Numărul 1, autofocusul. Mă așteptam la o îmbunătățire considerabilă pe partea de autofocus din partea celor de la Tamron și da, îmbunătățirea a venit. Autofocusul este foarte rapid și precis, chiar și în mișcare, autofocusul este foarte, foarte bun. Pe lângă asta, este silențios. Motorașul de autofocus aproape că nu se aude deloc. Am testat cu un microfon extern și sunetul nu este captat. Bineînțeles, având în vedere că este vorba despre un 210 mm, sunetul va fi înregistrat separat sau cu o lavalier eventual, dar mi se pare un aspect de menționat pentru partea video, sunetul nu este captat de microfon. Numărul 2, stabilizarea este foarte, foarte bună. Bineînțeles, vorbim de un 210 mm. Dacă filmăm ceva cu 210 mm, avem nevoie de un trepied sau măcar un monopied. Dar stabilizarea elimină acele mici vibrații continue la 210 mm care sunt foarte, foarte deranjante. O să vă arăt imediat o filmare realizată din mână. Mișcare există, bineînțeles, pentru că distanța este foarte mare, dar acele vibrații sunt eliminate cu brio de stabilizarea încorporată în obiectiv. Și numărul 3, F4 constant. Iubim obiectivele cu F-ul constant. Și da, F4 constant este foarte bun, având în vedere că vorbim de o plajă de zoom atât de mare, 70-210. Mi-mi place foarte mult să folosesc obiective care au un F constant și acest obiectiv pot să spun că este pe placul meu. Și încă un lucru foarte important, obiectivul este dotat cu un strat protector ce îl face să fie rezistent atunci când este folosit în condiții ridicate de umiditate. Noul obiectiv de la Tamron 70-210 cu F4 constant, stabilizare foarte bună și autofocus excelent, îl găsim la F64 la prețul de aproximativ 3800 de lei, un preț excelent având în vedere că vorbim despre un obiectiv 70-210 cu F4 constant. Bineînțeles, mai multe fotografii și videoclipuri realizate cu acest obiectiv vor fi postate pe pagina de Facebook F64 și pe contul de Instagram F64. Nu uita să vă abonați la canalul F64 pentru mai multe unboxing-uri, review-uri și informații utile. Vă mulțumesc, ne revedem curând!